Bine v-am găsit, dragii mei! Zi mare, zi mare de tot! Astăzi sunt tare fericită pentru că mă pregătesc din nou de handover. Mă pregătesc din nou să primesc cheile pentru un client de-al meu care nu a putut să vină nici el în Dubai și să își ia în primire apartamentul pe care l-a așteptat de atât de mult timp. Bun, nu este singurul caz. Să nu spun zi de zi, dar odată la câteva zile se întâmplă asta și am foarte mulți clienți care au ca de fiecare dată încredere în mine și mă lasă să fac handover-ul în locul lor și să primesc cheile caselor sau apartamentelor în locul lor. Ceea ce pe mine mă bucură foarte tare și țin să vă mulțumesc pe această cale pentru că mi acordați nu încredere maximă, deci eu una mă simt ca și cum aș lua apartamentele pentru mine, efectiv. Am emoții când intru în acele apartamente să verific că este totul în regulă, da, și că este totul ca la carte, nu este nicio greșeală și când trebuie să semnez actele pentru handover, pentru că fac asta ca și cum ar fi clientul lângă mine sau ca și cum aș fi efectiv proprietara acelui apartament. Pentru mine e o responsabilitate foarte mare și mă bucur și repet, vă mulțumesc din suflet că mă alegeți de fiecare dată să fiu agentul vostru preferat, să spunem așa, de aici, din Dubai. Vreau să mai menționez un singur lucru, pe final, da? Pentru că primesc multe telefoane să vă plângeți de agenții pe care aveți, că nu vă mai răspund, că nu vă mai bag în seamă, dragii mei. Haideți să vă spun, așa, pe scurt. Un agent nu trebuie doar să vă vândă un apartament. Nu asta este ideea. Oricine poate să vândă în Dubai. Oricine. Și doamna de aici, de la recepție, da? Din clădirea în care stau eu, poate să facă acest lucru. Dacă ea vine cu un client la dezvoltator, și așa un comision. Deci oricine poate să vândă. Dar, atenție, problema este alta. Cu cine ai o relație de lungă durată din momentul în care tu ai semnat contractul, ai luat apartamentul de la acel agent și până la final, care este finalul? Finalul nu este atunci când e gata apartamentul. Finalul este atunci când clientul tău decide că nu mai vrea apartamentul și vrea să-l vândă. Pentru că tot tu te vei ocupa și de închiriere. Eu acum iau cheile. Apropo, am un alt apartament în Business Bay disponibil de închiriere, acesta pentru care merg acum la dezvoltator. Pentru că, atenție, agentul va lua cheile, cum fac eu astăzi, după care eu îl închiriez, mă ocup de toate etapele, fac tot ce trebuie, pentru că nu e clientul aici. Clientul are treabă. Dar, mai bandiților, aveți mare grijă că am înțeles că ați luat cheile clienților și le-ați închiriat apartamentele fără să știe, ferească Dumnezeu. Nu, eu de-aia le recomand clienților, închiriați pe termen lung. Au crescut chiriile foarte mult în Dubai, da? Oricum, chiriile sunt extrem de bune în Dubai. De ce să te complici cu short term? De ce să te complici cu Booking și Airbnb? Într-adevăr, pare că vei câștiga mai mulți bani dacă tu vei calcula pe noapte, dar când scazi 20% cât dai la agențiile care se ocupă de short term, te cam doare buzunarul și când tragi linie realizezi că mai bine era pe termen lung. De ce pe termen lung? Pentru că pe termen lung chiriașul plătește toate facturile, ceea ce este și normal atunci când ești chiriaș, da? El se ocupă de toate problemele care sunt pe acolo, mai puțin cele care țin de proprietar. Și atunci intervin eu, că pe mine mă sună proprietarul, pe mine mă roagă proprietarul să fac anumite lucruri, să-l ajut cu chiriașul și cu toate cele. Eu acum când voi lua cheile, merg să văd cum e apartamentul, văd, mai e nevoie de o măsuță de cafea, mai este nevoie de o canapea micuță, de nu știu ce, mai e vreun spațiu liber, îl sun pe proprietar și spun, hai să fie perfect pentru chiria, să aibă tot ce îi trebuie. La fel voi face și cu chiriașul, când mie îmi vin 10 la vizionări, îl aleg pe cel, sau mă rog, îl aleg. Îl recomand proprietarului ca să aleagă, că el face decizia finală, pe cel care merită să ocupe acel apartament, da? Și sunt convinsă de faptul că va avea grijă de acel apartament. Pentru că așa cum clienții mei sunt de calitate și așa cum au încredere în mine și mi-oferă cheile, mă lasă pe mine să le închiriez apartamentele sau să le vând apartamentele și îmi fac împuternicit și ei nici măcar nu sunt aici și eu le iau banii și eu le trimit banii și fac toate cele, nu pot să las pe oricine să stea în apartamentul lor, n-am cum, dar în același timp vreau să știu că și acel chiriaș este fericit acolo și are tot ce-i trebuie. Ce mai vrea chiriașul? Vrea un televizor, vrea o măsuță de cafea, vrea nu știu ce, vrea, nu contează, le luăm, cât costă, nimic, în Dubai oricum sunt super ieftine. Și uite așa, toată lumea va fi fericită, și chiriașul, și proprietarul, și agentul tău preferat de aici din Dubai, Roxana Marcu, pentru că fără mine viața sens nu este, vorba poetului. Hai vă pup, să aveți o zi minunată!